Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Magistrații de la Curtea de Apel Chișinău decid astăzi dacă fostul șef de stat Igor Dodon își va petrece următoarea perioadă în izolator sau va rămâne în arest la domiciliu. Procurorii anticorupție insistă că fostul președinte bănuit de corupere activă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și de îmbogățire ilicită, poate distruge probele și influența martorii. De aceasta trebuie să stea în izolator. De partea cealaltă, Igor Dodon, care a fost întâmpinat de oameni cu aplauze, dar și cu huiduieli, a fost scurt în declarații și a spus doar că totul va fi bine. Fostul șef de stat, Igor Dodon, a ajuns la Curtea de Apel în jurul orei 14. Acesta a fost întâmpinat cu aplauze de către susținători, dar și cu huiduieli din partea unor cetățeni. Dodon a fost scurt în declarații, spunând jurnaliștilor doar că totul va fi bine. La ce decizie vă așteptați astăzi? Totul va fi bine. Procurorii spun că ați încălcat regimul când v-ați aflat acasă. Cum a ajuns baza de odihnă din Sadova în posesia fratelui Între timp, avocatul lui Dodon, Maxim Lebedinski, a declarat că se așteaptă la o decizie legală din partea magistraților. Domnule Lebedinski, la ce decizie vă așteptați astăzi? La una legală. Procurorii au ceva probe. Ați făcut cunoștință cu materialele prezentate până acum? Nu putem să facem cunoștință cu toate materialele atâta timp cât Procurorii anticorupție, care au contestat decizia magistraților privind plasarea lui Igor Dodon în arest la domiciliu pentru 30 de zile, consideră că aceasta este ilegală și neîntemeiată. Ei spun că dețin suficiente probe care pot argumenta necesitatea plasării fostului șef de stat în arest în izolator. Noi vom prezenta suficiente probe, inclusiv noi acum, care vor demonstra necesitatea păsării acestea în arest preventiv în 30 de zile. Dar de ce este neapărat această măsură? Dar pentru că arestul la domiciliu nu este măsură suficientă pentru a înlătura riscurile invocate, inclusiv reținute de către instanță de fond. Ulterior, procurorii anticorupție au anunțat că au depus și o cerere de recuzare a judecătorului Ghenadie Morozan, unul dintre magistrații care ar decide astăzi soarta lui Dodon. Spun că ar fi vorba de un conflict de interese. Deoarece Morozan ar avea legături de rudenie cu Vladimir Plahotniuc, care de asemenea este implicat în dosarul pe numele lui Dodon, în episodul cu Lioc. Totodată spun că Morozan a fost promovat în 2015 la Curtea de Apel de către Igor Dodon, iar în timp ce magistrații examinează cauza în fața Curții de Apel, s-au adunat susținătorii fostului președinte, dar și cei care își doresc ca Dodon să ajungă la pușcărie. Fostul șef de stat Igor... Justiție! Corectă! Libertate! Libertate! Bandiță! Cum credeți, ce decizii vor lua astăzi judecătorii de la apel? Trebuie să iei o decizie corectă, că dacă nu o să vină alți judecători și o să iei în privința la judecătorii sau decizii corecte. Într-o zi lucrurile se vor schimbe. S-a săptămâna trecută în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Asta după ce a fost reținut alături de cumnatul său Petru Merineanu. În urma unor percheziții desfășurate în cel puțin 10 locații, ex-președintele este bănuit de acceptarea fiei partidului politic de către o organizație criminală, pentru care riscă cel puțin 3 ani de închisoare. Corupere pasivă, trădare de patrie, care se pedepsește cu cel puțin 12 ani de detenție, și de îmbogățire ilicită, pentru care ar putea face alți până la 7 ani de închisoare. Condamnat la 30 de ani de închisoare, un tânăr s-a ales cu ani grei de pușcărie după ce prima instanță l-a găsit vinovat de omorul unui bărbat din capitală. Individul urmează să-și execute pedepsa într-un penitenciar de tip închis. Crima s-a produs acum 2 ani, într-o noapte de aprilie. Tânărul împreună cu alți doi suspecți au bătut până la moarte un bărbat în vârstă de 40 de ani, în centrul capitalei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a fost judecat în procedură simplificată. Acesta a beneficiat de o reducere cu o treime din pedepsă. Pe tot parcursul efectuării urmăririi penale și examinării cazului în instanța de judecată, inculpatul s-a aflat deținut în penitenciarul 13. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Cauza penală în privința celorlalți doi participanți la omor este examinată într-un alt dosar, deoarece aceștia nu își recunosc vinovăția.
4 deținuți și 7 complici de-ai lor, membri ai unei grupări criminale, au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia sunt cercetați într-un dosar de escrocherie pentru mașini din Europa. Procurorii de la cauze speciale au terminat urmărirea penală pe numele celor 11 inculpați. Alți 2 au fost anunțați în căutare. Potrivit procurorilor, suspecții cereau sume de bani în avans de la potențialii cumpărători, apoi dispăreau fără urmă. Procurorii de la cauze speciale au destructurat gruparea criminală specializată în escrocherie cu mașini din Europa. Grupul infracțional era format din deținuți și persoane aflate la libertate, toți având roluri bine determinate. Persoanele aflate în detenție în penitenciarul din Bălți erau condamnate pentru diferite infracțiuni, inclusiv pentru omor, escrocherie și furt, și aveau roluri de organizatori, pe când cei aflați în libertate erau intermediari. Tipa mi-a plătit, am făcut treabă, cum mi-a spus, am plătit acolo, ia că mi-a dat. Pentru comiterea infracțiunii, membrii grupului criminal organizat își creau conturi de publicare a anunțurilor de vânzare. Ulterior, preluau imagini cu mașini de vânzare în statele din Europa și le propuneau spre vânzare în calitate de intermediari. Potrivit procurorilor de la cauze speciale, prejudiciul cauzat victimelor se ridică la 2 milioane de lei. Acum un an, oamenii legii au efectuat 60 de percheziții în penitenciare și la domiciliile persoanelor vizate. Pentru comiterea escrocheriei în cadrul unui grup criminal organizat, legea penală prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani. Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost jefuit în plină stradă. Băiatul a declarat poliției că 2 bărbați necunoscuți l-au agresat fizic, după care, în mod deschis, i-au sustras vesta și telefonul mobil, apoi au fugit într-o direcție necunoscută. Scena a fost surprinsă și de o cameră de supraveghere. Cazul a avut loc în noaptea de 25 mai la intersecția străzilor Alexei Șciusev cu Armenească. Suma prejudiciului a fost estimată de tânăr la 5.300 de lei. În urma măsurilor întreprinse de ofițerii de investigație și de urmărire penală, suspecții au fost reținuți și escortați la inspectorat pentru audieri. Bărbații au vârste cuprinse între 32 și respectiv 33 de ani, ambii cu antecedente penale. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă închisoare pe un termen de la 5 la 7 ani. Trei minori au ajuns pe mâna poliției după ce au bătut și jefuit 2 bărbați la Orhei. Aceștia au luat de la victime banii, telefoanele mobile, căști audio și o pereche de Adidas. Potrivit poliției, 2 dintre suspecți au fost reținuți în mai puțin de o oră după ce au jefuit bărbatul. Minorii se aflau la o stație PECO din municipiul Orhei și aveau la ei bunurile sustrase. În timp ce minorii erau audiați la inspectoratul de poliție, în prezența părinților, polițiștii au fost anunțați că un alt bărbat în vârstă de 31 de ani a fost la fel bătut și jefuit cu o zi înainte. Polițiștii au stabilit că a doua victimă a fost atacată de aceiași suspecți. Minorii și-au recunoscut vina în ambele cazuri. Pe numele acestora a fost pornită cauză penală pentru jaf și tâlhărie. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!